Oh my god! Asta e... Asta e Eduard? Serios? Mamă... Wow! El mi-a dat din ochi? Asta e mie din ochi? Tu ai văzut? El mi-a dat din ochi! Crede-mă, dragă, că nu ție ți-era din ochi. Așa că coboară-te din ceruri, că nu ai nicio șansă. Oricum, el va fi al meu. Vom vedea cui va fi. Mereu se crede cea mai frumoasă. Parcă e Ariana Grande aici. Mare vedetă. Eduard, dar tu ce? Ți-ai cumpărat chipiul nou cumva? Chipiu? Nu. E vechi chipiu. A, da? Ei bine atunci. Da. Hai, Mihaela, e șansa ta. Spune odată. Eduard, dar tu ți-ai schimbat ceva la păr? Nu te-ai tuns cumva? Da, m-am tuns. Dar tu ce, chiar ai observat? Da, și normal că am observat. Cum pot să nu observ? Apropo, stă foarte bine. Mersi. Ești foarte atentă. A spus că sunt atentă. A spus că sunt atentă. Ce atentă ești. Mersi. Bă. Eduard, nu vrei să guști niște prăjitură cu vișină? Am copt-o singură. Nu, nu, mersi, eu am alergie la vișină. Nu, mulțumesc. A, da? Ce păcat. La tartinele precis nu are alergie. Sunt sigură că-i plac tartinele. Tuturor băieților le plac tartinele. Chiar și mie îmi plac tartinele. Chiar dacă nu sunt băiat, nu contează. Eduard, nu vrei o tartină? Tartină? Cine a spus tartină? Da, vreau, normal că vreau. Poftim! Ce gustos! Tu l-ai făcut? Da, eu l-am făcut. Îți plac? Foarte mult, mulțumesc. Eu eram atât de flamand. Mulțumesc! Cu plăcere! Mănâncă! Acum în fiecare zi voi aduce tartine! Vrei tartine? Da, desigur, vreau tartine! Lasă că ți arăt eu ție! Tartină! A fost delicios! Mulțumesc! Dar trebuie să mă spăl pe mâini! Și eu la fel! Tot am nevoie să-mi spăl mâinile, chiar dacă nu sunt murdar, nu contează! Spălați-vă pe mâini, spălați-vă. Cât o să vă spălați pe mâini, tanti era o să facă niște tartine delicioase. Să văd măcar ce tartine are aici. Pâine cu salam, ce mai tartine? Un pic de piper negru, doar o lingură plină, ca să vă fie mai dulce. Mâncați tartinele acestea cu multă plăcere. Ups, se pare că aici nu mai rămas încă două tartine. N-aș vrea să le duc acasă. Poate le mâncăm împreună, una mie și una ție. Uite, poftim. Mersi. Ce iute, ce iute. De ce e așa de iute? Apă, apă, apă! Ce iute! Ce e asta? Mihaela, foarte amuzant! Mulțumesc! Dar asta nu eu! Eu sincer, asta nu eu! De ce sunt așa de iuți? Dar cine? Tu mi-ai dat tartina! Ești nebună, da? Dar... Nu vreau să aud nimic. Lasă-mă! Cine a putut să fac una ca asta? Eu precis n-am pus nimic în iute în aceste tartine.
Se pare că nu le-a plăcut surpriza mea. Ce păcat, eu am stăruit din toată inima. Iram, eu am două bilete la cinema și vroiam să-ți propun să mergi cu mine. Adică nu ești împotrivă să mergi cu mine până la cinema? La cinema? De ce nu? Se poate. Dar la ce oră și la ce film? La horror și normal. Cred că nu o să ne uităm la melodrame. La horror. Și la ora 6:30. E ok? Da, atunci bine, ne-am înțeles. La 6:30 la film horror. Doar noi doi împreună, da, la film. La 6:30 la film horror. Mare treabă. Se duc și ei odată la film și se laudă parcă au un unt și 10 copii. Se pare că a auzit ceva foarte plăcut. Are o față nespus de bucuroasă. Ira, doar privește ce am cumpărat. Cola, chipsuri și multe dulciuri. Vrei? Mai întreb și normal că vreau. Dă-le încoace. Nu ți le dau. N-am înțeles. Cum adică? Adică mă întreb dacă vreau și acum nu mi le dai? Glumeam! Le-am cumpărat pentru film. Cola, chipsuri, dulciuri. O să mâncăm și o să ne uităm la film. La cinema o să le mănânci deja. Ok, ce n-ai spus de dată? Eu tot vreau să mă uit la film cu chipsuri. De ce ea? De ce nu eu? Așa nu-i cinstit. Așa, deci, le-am lăsat aici. Îmi cer scuze? Da? Aha, bine. O clipă. Da, vin. Dar cineva nu m-a crezut când eu am spus că Eduard va fi al meu. Iată, dovadă, el este al meu. Spui așa, parcă te-a cerut de căsătorie. Și ceva? Film cu gustări încă nu înseamnă nimic, așa că nu te bucura degeaba. Da, hai, cine spune? Cu tine nici nu va vorbi, după tartinile tale gustoase. Îmi dai și mie rețeta, te rog? Poftim, adică asta tu ai făcut? Asta tot ai făcut tu? Da, eu. Și ce o să-mi faci? A? O să te superi pe mine cumva? Nu m-am nici supărat că o să plâng. Adică din cauza ta eu nu mai vorbesc cu... Ok, am înțeles. Ești atât de... Atât de ce? Hai, spune cum sunt. Spune cum sunt. Nu vreau să cheltui timpul în data cu una ca tine. Oricum, să știi că Eduard va fi al meu. Ce naivă ești! Eduard va fi al meu și punct. Nu al meu! Nu, al meu va fi. Eu gata. Al meu! Al meu! Ba nu, o să fie al meu! Fetelor, calmați-vă, va ajunge! Hei, fetelor! Închide gura! Da, taci! Ok, am înțeles. Deci el va fi al meu! Nu al meu! Al meu va fi și punct! Ionică, ce uiți așa la mine? Eu ce? Am ceva pe funghiță? Sau am ceva pe față? Măzgăline? Nu, eu mă uitam la penal, la penal mă uitam. Aha, e bine. Frumos, penalul frumos. Mie tot îmi place, mama mi l-a cumpărat. Mă uit că ești de urât. Ha. Tu pe tine măcar te-ai văzut? Mai uit-te prin oglindă. Mă uit în fiecare zi. Și eu știu că-s foarte frumos. Da, tare frumos. Prins în picioare. Fii jos. Păi da? De asta toți fetele fug după mine? Fetele fug după tine? Fetele fug de tine. Taci, măi, urât-o. De la urât aud.
Mamica, eu vreau să spun ceva, numai te rog, promite că nu o să spui la nimeni. Sigur, scumpule, spune! Mie îmi place deficitul din clasă. Oh, ce drăguț! Dar cum o cheamă? Mihaela. Wow, ce nume frumos! Mihaela, sunt sigură, e foarte frumoasă. Da, da, foarte frumoasă. Hai, hazi măi! Așa. E ca așa, e ca așa, gata! Alex, Alex, dragule, dar ție cumva nu-ți place de nicio fetiță din clasă? Uf, mama, nu! Precis? Ești sigur? La voi dar sunt fetițe frumoase în clasă, eu știu că sunt. Uf, mama, normal că nu! Nu, Alex, nu, dragule, nu poate totuși îți place. Tu ești deja mare. Eu știu că ți-e precis trebuie să-ți placă măcar o fetiță din clasă. Și eu chiar îmi dau seama și cine. Ei? Fete frumoase, la noi în clasă? Nu, la noi toate surâte. Ce nervos ești! Iată, precis te-ai îndrăgostit, de asta și ești nervos. Că eu nu știu, eu sunt mamă, eu tot știu. Nu, spune-mi și mie, nu dorme interesant. Dar nu, mamă, dar nu-mi place mie! Hai! Dacă-ți spun că nu, am pierdut! Nu! El crede că eu nu înțeleg că el s-a îndrăgostit. Dai! Eu tot știu. Eu doar sunt mamă, eu doar sunt. Da, mamă, e că iar am pierdut! Nu-mi place mie de nimeni! Așa, cu Ionel în bancă se așează... Te rog, Daria, te rog, Daria, te rog, Daria, te rog să fie Daria. Se așează Daria. Yes, yes, rău, rău, rău. Yes. Uite, asta e partea mea, dar ce e partea ta? Și nu mai să te împingă păcatul să trăiești din partea mea. Direcă nu-i voie să treci. Și nu mai încearcă să-ți pui lucrurile pe partea mea. Bine, bine, bine. Eu o să stau cu ea în barcă. Așa, cu Alex în bancă se așează. Se așează. Mihaela, Mihaela, te rog, Mihaela. Mihaela, Mihaela, Mihaela. Mihaela. Mihaela! Yes! Ce? Nu, nu vreau! O, nu, 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 nu cu Alex, doamna profesoare, vă rog frumos, schimbați-mă cu altcineva, nu, nu cu Alex, eu cu Alex nu vreau, vă rog, schimbați-mă cu altcineva. Mihaela, eu am spus că te așez cu Alex, înseamnă că cu Alex. Nu ești acasă să-mi alegi aici, hai, ești mare să-mi arăți mofturi. Lasă că nu mușcă, hai, așează-te. De ce? Bine, eu nu vreau cu el. Of, fix cu tine trebuia. Da, taci-mi o dată, că eu stare bucuroasă că m-am pus cu tine. Da, eu da. Dacă îți place de Daria, păi nu trebuie să tragi de codiță. Trebuie să-i dai o ciocolată sau o floare. Cel mai bine ciocolată, dar nu mai trage de codiță. Codoare, înțeleg că îți place, dar altfel un pic tebu. E doar o fetiță? Eu vă rog frumos, liniștiți-vă, nu? Dragostea în afara clasei. Ce?
El primul m-a împuns cu pixul. Gata, mie nu mă interesează cine e primul, cine e ultimul. Sunteți mari deja. La nuntă măcar să mă chemați. Da, numai decât. Oh. Daria. Daria, scuze-mă, te rog frumos. Eu nu am vrut să te trag de codiță. Îmi este foarte rușine. Uite, această ciocolată este pentru cine? Poftim. Mulțumesc. Mulțumesc. E plăcut. O, în clasă nu-i nimeni. Perfect. Acum pot să-i pun ciocolata. Sper că o să-i plac. Sper să-i placă. O, ciocolată. De unde ciocolată? Interesant, dar cine mi-a pus ciocolată pe masă? Interesant, cine-i chiorul care ți-a dat ciocolata? Iar tu? Nu-i treaba ta! Da, slab la băieți cu vederea, dacă dă ciocolate la așa urățenii. Cine dă ciocolate la așa fete urâte ca tine? Ce prost-i băietul! Da, închide-ți gura odată, mai se dura deja! Bucură-te, la așa fete urâte ca tine, rar le dau ciocolate, asta e raritet. Doamne, cât e de prost!